Salutare! Astăzi vreau să discutăm despre impactul ofertelor asupra obiceiurilor de cumpărare. Fiind direct implicat în procesul acesta de e-commerce și vânzări online, analizez periodic foarte multe date, să înțeleg mai bine comportamentul utilizatorilor, ce anume duce la dorința de a cumpăra un produs și ce obiceiuri au cei care cumpără pentru a ajuta mai mult pe cei care vând. Sunt Cosmin Dărăban, CEO și cofondator la Gomax și te invit să te abonezi la canalul nostru pentru a vedea ce materiale noi publicăm. E bine, zilele trecute am ieșit puțin din oraș și am trecut pe lângă Târgu Auto din Baia Mare, unde am văzut foarte, foarte multe mașini parcate, pregătite pentru vânzare. Dar nu prea era lume acolo. De ce? Pentru că la noi în Baia Mare Târgu Auto este duminică. Pentru a vedea ce se întâmplă, am fost și sâmbătă și duminică acolo să văd comportamentul vânzătorilor și să văd câtă lume, cum se întâmplă exact acest proces. Pentru că tu când ai o mașină sau când vreau o mașină, începi research-ul de mult timp înainte și de regulă research-ul, partea asta de informare legată de mașini, o faci în online. Intri pe site-ul dealerilor sau cauți în Google, intri pe site-uri specializate în vânzări auto și te uiți la modelul pe care îl vrei să înțelegi ce opțiune are, ce prețuri are, să fii cât mai familiarizat cu produsul pe care îl dorești. Exact asta fac și oamenii atunci când vor să cumpere orice produs, chiar și produsele pe care tu le vinzi. Dar în Baia Mare, cum spuneam, duminica este zi de târg. Duminica merg majoritatea celor interesați de mașini acolo să discute direct cu proprietarul, să testeze mașina, să o vadă, să o deschidă, să vadă motorul, să negocieze chiar și să o cumpere. Pentru că din discuții am înțeles acolo pe duminica se fac cele mai multe deal-uri, se încheie cele mai multe contracte. Ei bine, făcând o paralelă cu business-ul online, ne dăm seama că oamenii au un obicei de cumpărare. Și anume, firmele mari au reușit să comunice și să creeze obiceiuri de cumpărare prin crearea de oferte. Astfel că foarte mulți utilizatori, foarte mulți clienți cumpără mai mult atunci când sunt oferte. Deja este un obicei. Dacă este o ofertă, văd un produs la preț redus, cumpăr. De aceea funcționează foarte bine Black Friday. De aceea funcționează foarte bine și campaniile cu influencer, dacă prinzi influencerul potrivit, cu produsul potrivit și comunică etic potrivit. Dar, analizând și mai departe partea asta de ce s-a întâmplat în Târgu Auto, am văzut și foarte mulți oameni care nu aveau buget sau nu erau interesați direct să cumpere o mașină. Oameni care au comportamente și nevoi diferite. Astfel că proprietarul acelui târg a observat acest lucru și a făcut o zonă de mâncare pentru a mulțumi, pentru a încasa bani și de pe cei care nu vor să cumpere mașini, nu doar pe cei care își lasă mașinile acolo. Da, într-adevăr, este o anumită categorie de oameni care poți să cumpere acolo fast food, adică mici și chestii de gen. Nicu, găsim mici. Căutam. Dar era foarte, foarte multă lume acolo. De regulă, acolo unde sunt mase mari de oameni, există și interese și există și comercianți. La început am înțeles că erau mici comercianți care încercau să vândă produse din geantă, produse din buzunar celor interesați. După care proprietarul, văzând acest lucru, încercând să înțeleagă comportamentul, a făcut lângă târg imediat o zonă de tarabe în care micii comercianți acum pot să vând, adică acum vând accesorii și alte produse pentru mașini, nu știu, scule, unelte, cauciucuri, biciclete, tractorașe, produse conexe. E bine, ce poți să înțelegi din asta este că vizitatorii care ajung la tine pe site, în pagina de ofertă, în landing-ul pe care trebuie să-l pregătești și sper să-l pregătești, poți să vezi aici cum se face acest lucru. Nu sunt toți interesați de ceea ce vinzi tu. Sunt mulți care nu sunt în procesul de vânzare, dar pentru că tu faci o campanie foarte mare de marketing, îi aduci acolo. Așa că pregătește și alte produse conexe, pregătește produse să faci cross-selling. Cercă să iei intenția, să colectezi date, să faci vânzare. Pentru că ăsta e scopul tău. Ok, ai poziționat sus produsele care vrei să le vinzi cu prețul, cu oferte, dar nu uita și de cealaltă categorie de oameni care probabil au cumpărat, probabil vor să vadă dacă au făcut la un moment dat un deal bun, dacă au apărut variante noi, produse noi la ceea ce au achiziționat deja sau accesorii.
Sper că aceste informații să te ajute să înțelegi mai bine aceste obiceiuri de cumpărare și să reacționezi, să-ți faci campanii de marketing bazate pe comportamentele și obiceiurile utilizatorilor. Dacă ți-a plăcut acest video, te rog să-mi lași un comentariu cu produsele pe care vrei să le vinzi, provocările care le ai în campanie de marketing și ce ai vrea să vezi în continuare. Și nu uita să te abonezi la canal, să urmărești alte materiale și ține-mă aproape. Te salut! Nicu, hai cu micii!